Dacă vă arăt ce e acolo, îmi demonetizează YouTube clipul. Dacă vă arăt așa scurt o secundă, pac, a, destul. Așa e mult mai bine. I-au pus o frunză verde. Bătea, zbura pe acolo vântul. S-a lipit o frunză. Ne-am întors, am făcut un... Am făcut un, da? Un căcat? Un căcat. Fraților, sunt aici alături de iubita voastră de pe internet, Grisi! Cunoscută și sub numele de Copănel. Și suntem în Florența. Ce s-a întâmplat? Acum 6 luni, Copănel a pus mâna pe un roman numit... Love and Gelato. Unde doi tineri se întâlnesc și se îndrăgostesc, ca noi doi, se întâlnesc și se îndrăgostesc în Florența. Așa că pentru următoarele 2 zile o să stăm și o să ne plimbăm pe străzile din Florența. Dacă Italia ar fi România, lucrurile s-ar petrece ceva de genul ăsta. Băi, dar ce faci? Da, ți-a luat mata trotuar? Prima oprire, Biserica San Lorenzo, una dintre cele mai vechi biserici din oraș. Grisi are ghidul și ne... Copănel, raportul. Păi, biserica asta este din anul 393 și a fost timp de 300 de ani Catedrala Florenței, înainte să fie Catedrala Duomul la Mare. Așa, bun, și înăuntru putem să găsim lucrările de Donatello și Filippo Lippi. Ce părere ai de cea mai veche catedrală din Florența? Mi-a plăcut că am văzut, de fapt, toată catedrala este gândită de Brunelleschi, nu? Și am văzut și niște opere de Donatello, mi s-au părut frumoase, sculpturile lui. Cristi e exact genul ăla de om care citește absolut toate panourile din... Exact genul ăla care să ție informații despre ce să pui în filmulețele astea de călătorie, că tu nu citești nimic de pe panouri. All I need is you, baby, baby. Atracția zilei, după părerea mea, e vorba de o bibliotecă făcută după designul lui Michelangelo pentru familia de medici. Mie îmi plac foarte mult bibliotecile. Șoc și groază, nu? Foarte frumoasă biblioteca. Uite cum se întâmplă. De obicei stau la mine în bucătărie, citesc o cărticică, scriu rezumatul pentru Zaia Fet și încep să am fantezii. Evident că sunt fantezii
penibile, jalnice ale unui om care oricum nu o să pună niciodată mâna pe o bibliotecă de genul ăsta. Dar așa cum șoferii au fantezii cu câte un Ferrari pe care nu și-l permit, așa am și eu fantezii să stau în sala mea de lectură și după aia să mă duc în luminatorum sau cum îi zicea. Și într-o cameră plină cu cărți de sus până jos, din tavan. Da. Să mă urc pe scăriță și pe să mă dau așa. Pac, despre asta o să scriu. Da. Mergi să bem o cafea. Fraților, coada de intrare la dom este de 2 km și 3 ore, probabil. Ce gagicuță în mitralieră. Probabil că nu o să o vizităm. Mâine vizităm domul. Dacă avem noroc, nu o să stăm... Sau mai pe după masă, vedem dacă se mai duce coada. Da. Da. Trebuie să te duci să cumperi biletul. Cum? Trebuie să te duci să cumperi biletul. Coada la dom este kilometrică, dar coada la muzeul domului e de 5 minute. Așa că... Plus că aici vedem obiectele originale din dom. În dom sunt copii. Wow. Nu crapă cu mine? Muzeu, sunt nițel obosit. Grisia abia... Aș vrea să mergem să bem o cafeluță, sinceră să fiu. La ieșire scrie Ușcita. Ușita, sau cum zic? Ușita. Care înseamnă ieșire în italiană, dar și noi avem Ușcheala. Taică, eu când eram mic era, hai Ușcheala, pleacă din camera asta. Sau te-ai ușchit. Sau te-ai ușchit, da. Te-ai ușchit de la petrecere, prea devreme, tu. Mă întreb dacă e un cuvânt împrumutat de la italieni sau l-am păstrat noi din latina originală până când la un moment dat a fost înlocuit cu ieșire. Dacă știți, lăsați un răspuns în rubrica de comentarii. Ne-am dres bine. A venit momentul să căutăm. Ieri am trecut pe lângă un WC-ul interesant și vreau să-i fac o poză. Nu m-am gândit să-i fac o poză atunci. O să-i fac o poză acum. Pot să o pun pe Instagram. Mergem să căutăm WC-ul ăsta, după care mai are Grisi un muzeu de văzut. Da, deci noi căutăm WC-uri la insistențele lui Horică și muzee la insistențele mele. Cam asta e viața noastră, da. Doamnelor și domnilor, WC-ul Sfântul Duh, pentru momentele când te trece Sfântul Duh. Nu numai că e cel mai tâmpit nume de WC pe care l-am întâlnit vreodată, dar e și singurul nume de WC pe care nimeni nu-și botează WC-ul. Cine dracu? Cum mă iubi? În afară de Sfântul Duh. De obicei e doar un semn, WC-ul, nu e? A, WC-ul... Sfântul Spirit. Da. O să stăm în piețuca asta, o să bem o berică, după care Grisi vrea să mai
viziteze un ultim obiectiv turistic pe care eu... Un pic amețiți, o să vizităm ultimul nostru obiectiv pe ziua de azi. Cred că o să-l viziteze singură, eu o să stau timelapse-uri și chestii. No, o să vii și tu, o să-ți placă, Hori. Pentru WC-ul Sfântul Duh. Doamne ajută. Doamne ajută. Da. Hei, ultima aprilie pe ziua de azi, Baptisteriul. Bagă. Hai. Grisi ne anunță că aici a fost botezat Dante Alighieri, plus mulți alți florentini, pentru că era singurul loc de botez. Da. Acum se mai fac doar câte un botez, parcă, pe săptămână sau pe lună, ceva de genul ăsta. Probabil că doar la mahări. Ce am văzut noi la început era cea mai veche biserică din Florența. Asta e cea mai veche construcție din Florența. La bază tot un fel de biserică. Era un templu închinat zeului... Ce zeu? Marte. Zeului Marte. Zeului războiului, nu? Ușchela. Exit. Catolicismul, în forma în care exista în momentul în care a fost construită catedrala, domul din Florența și toate obiectele astea, nu mai există astăzi. Și nici creștinismul nu mai are aceeași putere pe care o avea pe vremuri. Nu o să mai vezi, cred că, sau sper că nu o să mai vezi niciodată, nu mergem? Oameni trași pe rug, ăștia arși pe rug, trași pe... cum se numea, roată și așa mai departe. Cred că pe măsură ce scade puterea creștinismului, s-ar putea să ne întâlnim, nu știu dacă în viața noastră, în viața noastră sigur nu, dar probabil că nepoții noștri o să se trezească într-o situație foarte ciudată, cel puțin pentru mine, în care Biserica Catolică nu mai are putere religioasă, dar are puterea unei megacorporații care îngrijește cele mai mari și mai semnificative monumente istorice din lume, cum e Vaticanul, cum e Domul din Florența, cum sunt toate obiectele astea fantastice, și obține profit din vânzarea biletelor, și Papa de la Roma e un fel de directorul corporației astea. Nu știu dacă o să se întâmple așa. Mi se pare interesant de speculat. Voi ce părere aveți? Lăsați răspuns în rubrica de comentarii. Noi ne vedem mâine cu alt vlog. Unde mergem, Grisuț? La Galeria Uffizii. Asta va fi o încercare, frate. Este imensă, dar trebuie să ne alegem cu grijă pe unde să ne poarte pașii, ca să nu fim dărmați toată ziua mâine. Ne vedem mâine. Pa, pa!